Primăria Chișinău le cere șoferilor să nu parcheze mașinile pe carosabil pentru a permite intervenția utilajilor la desăpezire și lărgirea părții carosabile. Vizate sunt străzile principale din mai multe sectoare, străzile Pușkin, București și Gheorghe Asachi în centru, bulevardele Moscovei și Grigore Vieru în sectorul Rășcani, strada Igor Vieru și bulevardul Mihail Sadovean în sectorul Ciocana, străzile Alba Iulia și Creangă în sectorul Buicani și bulevardele Decebal și Dacia în sectorul Botanica sunt cele mai importante. Din cauza automobilelor parcate neregulamentar, serviciile municipale nu pot curăța tot carosabilul, se arată într-un comunicat al primăriei care solicită și poliției să se implice. Drumarii vor interveni începând cu ora 22 pentru a evita ambuteajele în orele de vârf.